v-am regăsit. Începeți cu întrebări, ce doriți? Vă reuniți, iată, după vacanță, care sunt noutățile, informațiile? În primul rând, bună ziua și ne bucurăm că ne-am reunit și suntem toți sănătoși. Noutăți foarte multe, nu putem să vă spunem în momentul de față, probabil în următoarele săptămâni. Sperăm să se concretizeze câteva transferuri care să ne ajute pentru sezonul viitor. Momentan sunt jucători de la noi din Academie și câțiva jucători veniți în probe pe care o să-i urmărim câteva zile, o săptămână, să ne putem edifica asupra lor. Staff-ul este cum? L-am coptat în staff pe Robi Ivan și probabil săptămâna viitoare o să coptăm și un preparator sportiv pentru sezonul care urmează. Avem ceva discuții, dar încă nu sunt materializate 100%. Domnul Ivan este trecut ca principal în acte? Da, domnul Ivan este trecut ca principal. Ce posturi aveți nevoie să acoperiți mai bine? Ne-ar trebui un fundaș lateral. Avem doar juniorii pe postul de fundaș lateral, ori stânga, ori dreapta. Dacă o să ne înțelegem cu Andrei Machitski și rămâne să continue cu noi, el ar fi o soluție perfectă pentru că poate să acopere ambele benzi. Încă nu știm la ce nivel este, a fost și el plecat în vacanță, după operația pe care a avut-o de ligamente, dar se pare că e bine. O să avem o discuție probabil săptămâna asta cu el. Pe post de aripă stânga, aripă dreapta, un jucător polivalent ne-ar ajuta foarte mult. Atacant. Ne-ar trebui și un atacant pentru că încă nu sunt concretizate discuțiile cu Gavra sau cu Golda, încă nu știm dacă o să continue cu noi. Singurul atacant central pe care îl avem în momentul de față este Matic. Cine a plecat sigur? Aveți și care n-au venit? Da, Radu Rogac. I s-a încheiat contractul cu noi. Probabil a ales să meargă în altă parte. Machitski Valeri are ceva oferte, de asemenea nu și-a prelungit cu noi contractul. Fratele lui, de care tocmai v-am zis, posibil să rămână. Sunt posibile aduceri și din străinătate sau doar jucători din zonă mai degrabă? Discuții sunt, dar încă nu putem să spunem absolut nimic sigur. Am vrea orice fel de variantă de jucători care să ne ajute în primii 11 binevenită. Faceți cantonament? Da, suntem în discuții pentru cantonament, încă nu avem fixat o dată precisă, așteptăm să hotărâm, avem oferte de pe Serbia și de pe Ungaria, momentan. Probabil vineri o să avem o deplasare în Serbia, să vedem exact locația, să stabilim data și depinde foarte mult și de disponibilitatea celor de acolo, cum au programul. Ați stabilit ceva amical? Avem stabilit cu UVT un amical în 20 și în data de 2. În data de 2 avem stabilit un amical cu Dumbrăvița după ce ne întoarcem din cantonament și mai sunt pentru cantonament avem cel puțin 3 meciuri programate, dar adversarii vor fi stabiliți de cei care se ocupă de cantonament. Ne mai trebuie un amical ultima săptămână înainte de începerea campionatului. Dar când va fi cantonamentul? Ca perioadă orientativ? Avem o marjă de 3 săptămâni în care am lăsat să ne alegem ca perioada de cantonament și va fi discutată la fața locului în funcție de ce disponibilități sau cei de la hotel. Adică din 4 din colo, 5 până în 22. Cele 3 săptămâni vom merge aproximativ 10 zile în cantonament. De ce l-ați ales pe Roberto Ivan să vină asta? Este o cunoștință de noastră, îl cunoaștem foarte bine. Avem referințe foarte bune despre el de la Alexandru Pelici, a fost coptat în stafful lui, a lucrat cu el mai mulți ani și pentru că trebuie să ne ajute, principal. Are licență, nu? Da. Are și licență și are și foarte multe cunoștințe. Știți și dumneavoastră. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.